Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Iată, suntem și noi în posesia, dacă au ajuns cei din publicația Casa Venci să fie, de ce să nu fim și noi. Suntem așadar în posesia acestei imagini, eveniment, cu statul Paranghel. Iată-o, ea pornește sigur de la fotografia trucată a lui Victor Ponta, care e înfățișat, după cum știți, pe Liviu Dragnea și pe tovarășul său. Îi vedeți în imagine, de la care, sigur, s-a plecat și spun cei de la Casa Venci, întinzând un pic fotografia, trăgând un pic cu două degete de ea, cum se întâmplă în statul digital, au reușit să găsească până la urmă această fotografie. Sigur că sunt niște elemente care ne fac să credem că și aceasta este trucată. De exemplu, se scrie aici în legendă, dezvăluiri năucitoare din sufrageria statului paralel. După cum vedeți, această imagine nu este din sufrageria nimănui, iată, vedem acea boltă, nu este un spațiu de sufragerie, nu sunt nici măcar covoare persane pe jos. Noi îi credeam feroce și răzbunători când colo ei sunt veseli și chefli, adică cei care fac parte din statul paralel. Bună, în orice caz, Mircea Dinescu, probabil un pic abțiguit, n-a avut chef de scris, că știm, Nea Mircea, că așa se întâmplă în presă, am mai fumat și noi chestiunile astea, și pentru că n-avea chef să scrie, din motive pe care le-am înșirat deja, uitați ce titlu i-au trecut. Așa se face la Chiulangii. Cum a reușit Viorica Dăncilă să-l reîntrupeze pe Liviu Dragnea? Uitați cât spațiu i-a luat celui care a publicat acest articol, adică tiparniței, vreau să spun. Titlul este mai lung decât textul. A, bineînțeles că într-un ziar de satiră îți permiți așa ceva, dar totuși, sigur, la noi nu poate să treacă neobservat. A chiulit așadar Mircea Dinescu de la editorialul care urmează să apară în Casa Venci. Mai sunt, sigur, câteva ziare de frunzărit, ca de obicei, pe final de emisiune, dar facem o prinsoare. Practic, ea este valabilă dacă ați observat deja de câteva zile. Dacă n-ați observat, o dezvoluim astăzi. Nu mai publicăm din acest sezon, în sensul că nu mai arătăm la ecran, mai arătăm la cameră, imagini din presă care nu ne convin. Deci, încheiem măcar acum, în ceasul al 12-lea, astfel de fotografii, astfel de imagini cu personaje care nu ar trebui să apară niciodată la televizor. Sigur că vom continua să arătăm prima pagina principalelor ziare, atâta timp cât acestea nu intronizează pe prima pagină astfel de personaje, iar în revistele cu pricina, sigur, vom ocoli, așa cum am făcut-o și zilele trecute, vă vom menaja așadar, nu vom mai arăta personaje care n-au ce să caute la televizor, care au făcut pușcărie, care au fost condamnate din diferite motive. Sigur, aici nu intră toată tagma politică, pentru că atunci n-am mai putea să arătăm pe nimeni. Dar așa acolo, atenție, toți neaveniții, toate proastele nu vor mai apărea așadar. Cel puțin la noi, la cameră, este măcar o măsură pe care încercăm să o luăm acum, exact cum președintele țării s-a dus astăzi la Cernica să culeagă gunoaie, să strângă gunoaie, de fapt, dacă vreți mai corect, pentru că era dezabuzat de faptul că românii nu înțeleg ceea ce este natura sau mediul în momentul de față. Că vorbim de natură, aceasta se va dezlănțui undeva în noaptea de miercuri spre joi, dar aici, atenție, sigur, trebuie să fim precauți, pentru că e vorba și de 7-8 fusuri orare. În Statele Unite, uraganul Florence, sau Florence în franceză, Florence în engleză, cel mai mare din istorie, anunțat ca cel mai mare uragan din istorie, va lovi coasta de est a Statelor Unite. Se pare că cel mai afectat stat ar fi totuși Carolina de Nord, de asemenea Washington sau Maryland, orașul Washington și de asemenea statul Maryland sunt amenințate serios. Reamintesc, bilanțul celui mai mare uragan din istorie este în 1970 în Asia de Sud, în Bangladesh, a lovit uraganul, nu mai reamintesc exact numele lui.
El a făcut 300.000 de morți, acesta este cel mai mare din toate timpurile, însă cel mai costisitor este uraganul Katrina, care în 2005 a făcut 1.800 de morți în sudul Statelor Unite, în special în Louisiana. Pagubele produse de el, spuneam, cel mai costisitor uragan din toate timpurile, Katrina, 95 de miliarde de dolari. E bine, ne așteptăm acum la un uragan care să depășească 320 de km la oră. Am văzut imagini din Statele Unite cu autostrăzile luate cu asalt, oameni părăsind teritoriile și capitala Statelor Unite, baricadându-se pe unde pot, niște ambuteiaje monstru, pentru că toate mașinile mergeau în aceeași direcție, către nord, cât mai către nord, cât mai în interiorul teritoriului american, tocmai pentru a încerca să evite această furtună. Alții își făceau provizii, pentru că nu credeau, cerul era senin, arăta impecabil, oamenii stăteau pe plajă, americanii însă au mobilizat toate forțele posibile, radio, TV, indicații stradale, pe autostrăzi apărea așa clicând cu semnul exclamării și cu semnul de avertizare că acest uragan urmează să lovească cu niște forțe absolut uluitoare. Să vedem. Erau unii mai optimiști care spuneau că până joi s-ar putea să schimbe traiectoria sau să-și diminueze din forțe. Noi ne frângem mâinile, vom mai vedea așadar o catastrofă, ne frângem mâinile, sigur, de angoasă, nu neapărat de bucurie, de tensiune, de agitație, să vedem ce va mai cauza și acest uragan, despre care după aia se va putea vorbi în liniște, la timp îndelungat, așa cum s-a întâmplat și până acum. Vă reamintesc că au fost câteva în presezonul trecut, faimosul uragan Irma, care a lovit Caraibele franceze, în special, devastând insula Saint-Martin. 95% din infrastructura acestei insule a fost la pământ, exact cu un an în urmă. S-au arătat la televizor zilele trecute urmările acestuia și ce a reușit statul francez să facă în Saint-Martin și în Saint-Barthélemy. Au mai fost lovite câteva insulițe acolo în Caraibe, tot așa vântul atingea aproape 300 de km la oră, praf și pulbere i-au făcut pe aia. În orice caz, n-a mai rămas practic niciun coteț nerăsturnat. Toate bărcuțele, toate iahturile, zona respectivă este la pământ. Am văzut că și ofertele agențiilor de turism sau chiar ale transportatorilor aerieni sunt colosale, absolut colosale în acest moment, pentru Saint-Martin, de exemplu. O spun asta pentru pretențioșii turismului, întrucât se deschide sezonul în luna noiembrie în Caraibe. Acolo este de vizitat zona în perioada de iarnă europeană, nu în perioada de vară. Deci se deschide sezonul undeva în noiembrie, un bilet în momentul de față Paris-Charles de Gaulle-Saint-Martin cu toate taxele nu depășește 350 de euro. Deci vă dați seama, este o nimica toată pentru un zbor de 8-9 ore cu avionul. Ăsta este un preț pe care îl iei pentru o cursă la Budapesta în ultima clipă. Deci sunt reduceri fantastice pentru că practic nu merge nimeni acolo. O parte, sigur, din infrastructură a fost refăcută, dar oricum arată tot ca după bombardament. Nici o școală nu este pregătită 100%, restaurantele mai au de așteptat, ăia care aveau niște buticuri de-astea pe malul mării încă mai mătură molozul de pe lângă ele, dar sigur rămâne clima, rămân câțiva cocotieri în picioare, rămâne oceanul, mă rog, Marea Caraibelor, partea Oceanului Atlantic, e că natura este totuși acolo, rocile, stâncile, nisipul, astea continuă să existe, plajele sunt practic neatinse, pentru că n-avea uraganul ce să le facă. Și pentru cei care sunt interesați, este o posibilă destinație de sezon. Pe calea ferată din România, noi aventuri, ca pe Cartoon Network. Ultimele dintre ele s-au petrecut pe linia ferată principală, undeva între Predeal și Timișul de Sus. Au căzut niște copaci pe calea ferată, mai mulți, cablurile electrice au fost distruse. Întârzierea trenurilor a depășit pe alocuri chiar 5 ore. De exemplu, un tren internațional București-Budapesta a rămas blocat. Interesant este că în purul stil CFR,
locomotiva care a venit să tracteze trenurile respective s-a defectat și ea între Brașov și Predeal. Cam așa arată CFR-ul la noi, unde am înțeles că viteza de croazieră a trenurilor ar trebui să fie undeva la 160 de kilometri la oră. Asta este considerată viteza supersonică la noi, da? Viteza, trenul, un tren de mare viteză în România ar putea să meargă conform infrastructurii la 160 de kilometri la oră, viteză respectată doar pe câțiva kilometri între București și Constanța. În rest, media este undeva la 40 de kilometri la oră, ca pe vremea lui Zaharia Stancu. Vă spuneam când în județul Teleorman, că Zaharia Stancu de acolo era, trenurile mergeau cu această viteză și jefuiturii de piersici și de caiși reușeau până la urmă să revină pe postament după ce culegeau fructele respective din belșug. Interesantă explicația lui Șerban Nicolae, unul dintre clienții noștri, din păcate, după dezbaterea din Senat de marți, o altă mărie cu aceeași pălărie, și anume baza legislativă sau inițiative legislative de revizuire a Constituției, pe asta s-a jonglat, pentru modificarea articolului privind familia, cum știți, familia în România este formată dintr-un bărbat și o femeie, a ajuns până la urmă, evident, că această discuție să dea naștere la dialoguri exotice, cum se întâmplă de obicei când vorbesc proști între ei, unele dintre ele fiind excepționale. Șerban Nicolae s-a folosit de acest prilej pentru a-și etala cunoștințele despre natură și a zis la un moment dat așa: 3 miliarde de bărbați fără o femeie nu pot procrea. 4 miliarde de femei fără un bărbat nu pot procrea. Și asta nu e o chestiune pe care să o fixăm noi prin Constituție sau printr-o lege dată de Parlament. Este o lege naturală, este o lege care vine din creație. Creație ca și Croația cu literă mare. Eu mărturisesc faptul că eu cred că există Dumnezeu și că El are rol creator. Nu cred în teoria unei mari explozii. Să nu vă supărați pe mine, n-am întâlnit nicăieri în lume nicio ipostază, o explozie care să fi creat ceva în afară de haos. Aici totuși stați un pic mai prost cu generalitățile despre cultură, ca să nu fiu indecent, domnul Șerban Nicolae, ba sunteți chiar de-a dreptul idiot, îmi vine să spun, pentru că toate exploziile, sigur, pe care le-ați trecut la etc., au creat până la urmă paradis pe pământ. Păi, de exemplu, exploziile vulcanice, care au creat aproape toate insulele care există astăzi. De ce să spuneți că a creat numai haos? Da? Uite, de exemplu, insulele Canare s-au creat prin explozii vulcanice. Arhipelagul Capu Verde s-a creat prin explozii vulcanice, da? Mauritius, Seychelles sunt insule de origine vulcanică. Reunionul, Comorele, practic tot paradisul din Oceanul Indian s-a creat în urma unor imense explozii vulcanice. Sigur, spunând insulele Canare, cele 7 insule Canare, Hierro, Gomero, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote și Fuerteventura, trebuie să adăugăm și Madeira și Porto Santo, da? Care țin de Portugalia, și acestea două, un paradis, până la urmă, s-au creat tot printr-o explozie vulcanică. Deci așa e când te ia gura pe dinainte, domnul Șerban Nicolae. Noi asta aveți nivelul de cultură cam la 4 clase. Cam cât îl avea și Nicolae Ceaușescu. Lăsați-o pe asta cu Dumnezeu. Că acolo nici nu putea să spuneți altceva, pentru că ați fi fost un fel de Petre Daia cu Auschwitz-ul. Acolo nu este necesar să ne explicați dumneavoastră ce credeți despre Dumnezeu. Asta nu este o părere sau o opinie pe care cetățeanul român și-o ia din graiul lui Șerban Nicolae. Nu Șerban Nicolae ne influențează pe noi despre Dumnezeu sau despre cine a creat planeta. Eu aici să știți că n-aveți dreptate. Am lăsat-o la sfârșit, dar o să vă dau un cap acum pe final. N-aveți dreptate cu începutul acestei fraze. 3 miliarde de bărbați fără o femeie nu pot procrea. Este fals. Și este tot la fel de fals și 4 miliarde de femei fără un bărbat. Știți de ce? Dacă nu știți, întrebați-l pe fostul ministru al educației, tovarășul Pop, care, de exemplu, ne-a dat o explicație cam în genul ăsta, apropo de ce 12 este mai mare decât 16 în manualul de clasa 1.
de matematică. Da, 12 este mai mare decât 16, a spus Liviu Pop. Dacă luăm în baza 5, dânsul se pricepe la matematică, de asta a și fost ministru al educației, că altfel ar fi fost ministru al locomotivelor, sau ministru ceaiului, sau ministru gropilor din asfalt. Nu, el era ministru al educației pentru că se pricepea la educație, se pricepea la matematică, adică avea, într-adevăr, cunoștințe în domeniul respectiv. Ei, de la el s-a aflat că 4 miliarde de femei n-au nevoie, domnule, de niciun bărbat ca să procreeze, domnul Nicolae. Se descurcă foarte bine și fac câți copii vor ele. La fel și 3 miliarde de bărbați, aduceți-vă dumneavoastră și întrebați 3 miliarde de bărbați în China, în India, unde reușiți să-i adunați, vedeți,